Dumnezeu nu l-a obligat pe Iona să se pocăiască. Sunteți de acord cu mine că nu l-a obligat? Deci nu l-a forțat Dumnezeu pe Iona să se pocăiască. Dumnezeu nu forțează pe nimeni. Sunt unii care spun, Doamne, Dumnezeu nu forțează pe nimeni. Voi nu, Dumnezeu nu forțează. Nu, Dumnezeu nu forțează pe nimeni, dar Dumnezeu constrânge. Este ceva diferit de a forța. Dumnezeu o constrânge. Dumnezeu, ce vreau să spun? Dumnezeu, prin disciplinare, ne arată înțelepciunea lui nespus de felurite. De ce? Pentru că știe să se atingă într-o asemenea măsură și într-un asemenea mod de noi încât noi de bună voie ne întoarcem și ne pocăim. Repet, Dumnezeu are o înțelepciune nespus de felurită și știe în ce măsură și în ce fel să se atingă de noi încât noi de bună voie ne întoarcem la Dumnezeu. Noi de bună voie ne pocăim. Noi de bună voie facem pasul acela de întoarcere la Dumnezeu. Dumnezeu știe să ne moaie inima. Dumnezeu știe să ne moaie inima. Așadar, ceea ce spun este următorul lucru. Și această doctrină, care este foarte greșit înțeleasă, a harului irezistibil, nu vrea să spună că Dumnezeu ne forțează sau ne obligă să ne pocăim, ci vrea să spună că Dumnezeu este atât de înțelept și știe să ne atingă într-un asemenea mod, încât să ne facă să ne mai într-un asemenea mod încât să ne facă să ne întoarcem la Dumnezeu. Să venim la Dumnezeu de bunăvoie. De bunăvoie. Dumnezeu știe să, să întoarcă cursul inimii noastre înspre El. Cum se roagă salmiștii unii profeți, întoarce-ne spre tine și ne vom întoarce.